Salut și bine v-am găsit la un nou episod despre cele mai importante echipamente folosite în stomatologie. Pentru cei care nu ne-ați urmărit până acum, eu sunt Alex, medic stomatolog și vă invit, după ce se termină acest episod, bineînțeles, să vedeți și videourile anterioare, dar și articole cu informații de folos, accesând link-urile din descriere. Fiind un echipament atât de important, voi dedica o miniserie de conținut video în care vom analiza mai multe modele de autoclave de la cele mai cunoscute branduri din domeniu. Toți știm cât de importante sunt manualele de utilizare și probabil toți citim instrucțiunile de utilizare când cumpărăm un echipament nou. Însă de multe ori poate nu avem timp sau nu prioritizăm acest pas important. De multe ori, nu e suficient să citim o singură dată pentru a reține toate informațiile necesare. Și atunci m-am întrebat, oare nu e mai simplu să avem toate informațiile într-un singur loc? Și cum ar fi dacă am avea posibilitatea să și vedem toți pașii într-un video scurt și la obiect care să arate exact ce avem nevoie? Dacă sună interesant, te rog să rămâi în continuare să-ți arăt exact cum vom folosi autoclavul V4 de la Dr. Meyer. În episodul de astăzi vă voi arăta toate funcțiile fiecărui buton și cum să setăm acest autoclav. Să începem! În primul rând, butonul de pornire se găsește aici. Ușa autoclavului se deschide acționând acest mâner din partea de jos. Meniul este intuitiv și ușor de configurat. În partea de sus avem afișate temperatura, presiunea și timpul. Mesajul load se va opri din licărit atunci când închidem ușa autoclavului. În partea de jos sunt prezente 3 butoane: program, test și start. Când apăsăm pe butonul program, putem selecta din cele 4 programe afișate în partea de sus. Primul program se referă la instrumentele neîmpachetate. Nu este cazul în stomatologie. Observăm că atunci când selectăm un program, se modifică și temperatura. Avem două temperaturi aici, 134 de grade și 121 de grade. Programul 2 se referă la instrumentarul împachetat, cel pe care îl sterilizăm în fiecare zi în cabinetele stomatologice. Și observăm că a rămas temperatura 134 de grade. Următorul program se referă la materiale poroase, rulouri, comprese și așa mai departe. La acest program observăm că temperatura a devenit 121 de grade Celsius. Ultimul se numește programul prion și se referă la afecțiuni specifice de tip prion. Înseamnă o sterilizare mai intensă față de primele două programe care au aceeași temperatură de 134 de grade. Acest program crește timpul de sterilizare efectiv de la 5 minute la 20 de minute. Următorul buton, butonul test, putem alege tipul de test de autoclav pe care dorim să-l efectuăm. LED-ul se aprinde în dreptul testului selectat. În acest caz, putem realiza testul Bowie-Dick sau testul Helix. După ce am selectat testul dorit și am introdus testul în autoclav, închidem ușa autoclavului și apăsăm pe butonul Start. Dacă apăsăm din nou butonul test, vom selecta testul vacuum. Se recomandă ca testul de vacuum să fie efectuat primul, la începutul zilei, când autoclavul nu a fost utilizat încă pentru sterilizare, deoarece temperatura din interior nu trebuie să fie mai mare de 20 de grade. Chiar și în standby, temperatura autoclavului crește. După cum observați, aici a ajuns la 45,4 grade. Temperatura recomandată pentru testul vacuum este de 20 de grade. De aceea vă recomand, imediat ce porniți autoclavul, să efectuați testul vacuum. Ultimul rând de LED-uri ne indică avertizmente. Primul LED, dacă se aprinde, ne indică faptul că rezervorul de apă distilată este gol sau apa distilată din el este insuficientă. Tot ce trebuie să facem este să deschidem capacul, luăm apă distilată și turnăm în rezervor. Până când LED-ul dispare. Apoi închidem capacul și putem realiza ciclul de sterilizare. Când se ajunge la limita capacității rezervorului, se aud două bipuri.
Ele indică faptul că nu mai este nevoie de adăugarea apei distilate în rezervor. Al doilea LED ne indică faptul că este necesară golirea rezervorului cu apă uzată, apă murdară. Cum golim acest rezervor? Foarte simplu. Conectăm furtunul din pachetul standard la orificiul din partea stângă. Așteptăm să se golească tot rezervorul și apoi tot ce trebuie să facem este să împingem în mufă și putem scoate foarte ușor furtunul. Evacuarea din partea dreaptă este pentru bazinul de apă curată. De ce ne-am dorit să golim acest rezervor? Ar fi două motive. Unul, atunci când dorim să curățăm rezervorul, și doi, atunci când apa pe care noi am introdus-o acolo nu este suficient de pură sau nu este la standardele solicitate de producător. Cel de-al treilea LED, cel de aici, ne indică exact acest lucru, faptul că apa pe care noi o folosim nu are calitatea optimă. Întotdeauna apa pe care noi o folosim în autoclav trebuie să vină de la un distilator și nu din comerț sau alte tipuri de apă distilată. Întotdeauna recomandăm folosirea apei distilate obținute cu ajutorul distilatorului, cel de aici, și nu cumpărarea apei distilate din comerț. Cel de-al treilea senzor, cel pentru calitatea apei, se va opri imediat ce noi golim rezervorul pentru apă distilată. Când apa distilată este la limita calității acceptate de producător, există posibilitatea ca autoclavul să permită realizarea unor cicluri de sterilizare. Însă, acest lucru se va întâmpla până la un punct. Apoi, autoclavul va începe să aibă probleme. Acum să vedem cum setăm data și ora. La acest model, ținem apăsat pe program și pe test până auzim un bip ce indică faptul că am intrat în meniul de setare al datei și al orei. Programul 1 ne arată anul. Apăsăm pe program pentru a merge mai departe dacă totul este ok sau apăsăm pe test și start pentru a modifica anul. Pe test creștem, pe start scădem numerele de pe acest afișaj. Programul 2 ne arată luna. La fel, apăsăm pe program dacă luna este setată corect sau cu test și start putem să facem orice modificare. În acest caz este setată luna 5-a. Mergem mai departe. Următorul program, programul 3, ne arată ziua. Dacă este ok, mergem mai departe cu program. Ajungem la programul 4, care ne arată ora și aceasta poate fi setată cu test sau start. Dacă totul e ok, mergem mai departe. Ajungem la programul 5, care ne arată minutul. Programul 6 ne arată secundele. Iar programul 7 afișează out și așteaptă de la noi confirmarea. Confirmarea se face cu ajutorul butonului start. Lângă butonul de pornire găsim și imprimanta. La marea majoritate a autoclavelor, imprimanta folosește hârtie termică. Se deschide de aici pentru înlocuirea rolei. După încheierea ciclului de sterilizare, pe ecran se afișează mesajul PAS, ce indică succesul procesului de sterilizare. Dacă există o eroare în timpul procesului de sterilizare, pe ecran apare mesajul ERROR, urmat de un număr. Pentru resetarea erorii, nu se deschide ușa autoclavului, ci apăsăm odată pe butonul START, așteptăm 2 secunde și apoi apăsăm din nou pe butonul START și astfel resetăm eroarea. Dacă pe ecran este afișat mesajul PAS, dar ați rămas fără hârtie, nu deschideți ușa autoclavului, ci înlocuiți rola și apoi automat începe să printeze programul de sterilizare realizat. Dacă deschideți ușa și apoi înlocuiți rola, autoclavul nu va mai printa procesul încheiat anterior și ciclul trebuie repetat. Dacă în autoclav este introdus un stick USB de cel mult 5 GB, chiar aici, lângă butonul de start, înainte de pornirea ciclului de sterilizare, nu în timpul și nu după procesul de sterilizare, autoclavul permite memorarea procesului de sterilizare respectiv și apoi poate fi printat oricând.
Atenție la presiunea afișată pe autoclav. Nu se deschide ușa dacă presiunea este mai mare de 8. O ultimă recomandare ar fi să vă asigurați că lăsați minim 10 cm de spațiu în spatele autoclavului pentru a permite o aerisire optimă. Sper să vă fie de folos informațiile de astăzi. Ne vedem cu drag în episoadele următoare cu noi informații despre echipamentele importante pentru voi. Pe curând!